comparați postul de extremă dreapta cu, uh, cu un post de mijlocaj central. În central îți faci tu jocul singur. La fundaj, la, când joci pe aripă, când joci uh, extremă, dacă nu-ți dă ăștia pase, ești varză, n-ai ce să faci. Dacă nu-ți o dă când trebuie, tu fugi ca nebunul pe partea ta acolo, ăla nu-ți o dă, tu ai făcut risipă de energie, nu-ți-a dat-o, te-a scos joc. Dacă-ți o dădea ca lumea și te duceai pe și dădeai gol, gata, era erou. Asta e cu extrema, În extremă, ca stai la mâna lor. Uite, Cârjean vine și și am, a observat Andone, dacă ați văzut. A observat Andone o chestie că ăsta, că Cătălin Cârjean vine ca mult înapoi și că își pierde din, din, forță. Nu mai are forță după și energie ca să ducă fazele de finalizare la bun sfârșit. Datorită faptului că el se întoarce mult înapoi și vine și amingile. mingile, Dar El vine să-și ia mingile, probabil că nu-i convine, nu-i se dă pase când vrea și asta și vrea să controleze el jocul. Înțelegeți? Deci mijlocașul central întotdeauna se așează el cum vrea, vine și ea mingea, nu așteaptă să-i dea cineva. Deci e diferență mare între, între soro, între postul soro și postul Olsen.